Bună ziua! Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică se numește Problema româncelor sclave în Italia este în România. Declarația politică pe care o fac astăzi reia un subiect intens dezbătut zilele acestea. Atât de intens încât am uitat cu toții de unde a plecat. Este prima oară când v-au oripilat poveștile româncilor care sunt umilite pe plantațiile din sudul Italiei? Sigur că nu. Le-ați mai auzit și în urmă cu 2 ani. Autoritățile italiene au recunoscut și atunci că știau ce se întâmplă, dar că au intervenit în prea puține cazuri, din lipsa probelor, din lipsa declarațiilor victimelor și din cauza fricii acestora de a depune mărturie și de a merge până la capăt pentru pedepsirea brutelor care nu le plătesc, le înfometează și le violează. Absurdul situației nu stă în faptul că victimelor le este frică de italieni, ci în faptul că victimelor le este frică să nu fie trimise acasă, dacă vorbesc despre ceea ce îndură și că nu vor mai putea obține un loc de muncă acolo, în iadul italian. Așadar, adevărata sursă a problemelor conaționalilor noștri care muncesc în Italia nu este mizeria umană a fermierilor italieni, ci execrabilă administrarea finanțelor, economiei, sănătății și a țării în general de către autoritățile române, lipsa totală de perspectivă. Oamenii nu emigrează doar pentru bani, ci și pentru sisteme de sănătate și educație mai bună. În condițiile unor servicii publice decente, mulți dintre cei plecați ar fi preferat să rămână în țară, chiar și cu câștiguri salariale mai mici. Dacă ar fi susținută și modernizată, educația din țară ar produce oameni calificați, nu doar forță de muncă brută, ușor de exploatat și de indus în eroare, potențiale victime pentru abuzuri. Soluțiile reale se găsesc mai degrabă acasă decât în Italia. În urmă cu 2 ani, România nu a reacționat instituțional. Acum, la reluarea subiectului în presa internațională, diversi politicieni demarează o serie de demersuri care par menite mai degrabă să capitalizeze imagine publică decât să genereze soluții. Propunerile guvernului par niște glume amare, centre de consultanță în zonă, platforme bilaterale cu comitete mixte română-italiene. Mulțumesc. Dumneavoastră, mă mai cer 20 de secunde. Dumneavoastră, înțelegeți cum anume ajută guvernul României româncele exploatate în Italia? Sau înțelegeți ca și mine că cineva s-a făcut că îi pasă, doar ca să dea bine în presă, mai ales că ancheta a pornit acum de la The Observer? Ne facem că nu înțelegem că soluția e la noi, că stă în puterea Parlamentului și a altor instituții ale statului. Soluția înseamnă legiferare cu discernământ și muncă în favoarea oamenilor, nu în favoarea unor interese meschine de grup. Mulțumesc. Educație și sănătate susținute real, nu transformate în izvor de sinecuri pentru clientela de partid, servicii publice echitabile. Mulțumesc. Și demne, protecție socială eficientă, oprirea furtului și a risipei banilor publici.